Bună, Miha sunt, te îmbrățișez și zic bun venit în atelier de drag. Eu lucrez aici o bentiță pentru noul meu proiect și am filmat pe ea cum am început cu elastic italian. Eu știu că am mai filmat acest elastic italian, dar nu am niciun tutorial separat pentru el. Și m-am gândit ca ceea ce am înregistrat pentru acest elastic să postez separat ca pe viitor, când voi mai folosi acest elastic, să pot face trimitere direct la acest tutorial. Eu fac de data aceasta un anchior, dar acest elastic poate fi folosit la absolut orice bentiță pe care o începeți cu un ochi pe față, un ochi pe dos. Da? O bentiță obișnuită la baza gâtului, o manșetă de mânecă și nu vă mai rețin, vă invit să vizionați ceea ce am înregistrat. Eu puloverul îl voi lucra cu andrele numărul 4. Bentița vreau să o fac pe andrele numărul 3, dar vreau să pornesc cu elastic italian. Și acela vreau să îl încep pe andrele numărul 2 și jumătate. Ca să încep montarea ochiurilor, dacă eu vreau să fac un elastic de 58 de cm, las cam 60-70 de cm de fir într-o parte și am într-o parte firul din bobină. Prind firul pe degetul arătător și degetul mare și încep să montez. Și aici vă rog să fiți atente, deoarece prin montarea acestor ochiuri, ele se aranjează ochi pe față, ochi pe dos. Și încep. Am agățat prima dată primul ochi și pentru ochiul numărul 2, duc andreaua pe sub firul de jos și prind firul de sus. Pentru ochiul numărul 3, duc andreaua pe sub firul de sus și îl prind pe cel de jos. 4, duc andreaua de jos și prind firul de sus. 5, prind firul de jos. Nu este greu, ce este important este să păstrați aceeași tensiune de montare, ca la final să iasă lucru uniform și să țineți minte că ochiul numărul 2 a fost sus. Vă ajută pe voi să știți că ochiul impar e de jos, ochiul par este de sus. Am zis 5, urmează 6, 7, 8, 9, 10 și așa până la 105. 103, 104, iar ultimul ochi, ca să îl securizez, îl iau obișnuit. 105. Mi-am lăsat fir pe muchie. Și încep rândul pe dos. Două rânduri pentru elasticul italian le lucrez dus întors. Primul ochi îl lucrez la primul rând, ochi pe față. Al doilea ochi arată ca un ochi pe dos. Îl iau nelucrat, dar las firul spre mine. Ochi pe față, ochi pe dos nelucrat. Ochi pe față, ochi pe dos nelucrat. Și fac așa tot rândul, primul rând. Ochi pe față, pe dos nelucrat. Pe față, pe dos nelucrat. Să fiți atente că ele mai au tendința de a se răsuci pe andrea. Să nu le lucrați răsucite. Să nu le permiteți să se răsucească. Da? Vedeți să fie exact așa cum le-ați montat. Ajung la capăt de rând, mai am un ochi pe față, ochi pe dos rețineți nelucrat și ultimul ochi îl lucrez ca de obicei pe dos. Întorc, primul ochi îl iau nelucrat și am avut ochi pe dos nelucrat. Din această cauză îl lucrez ochi pe față răsucit. Fostul ochi pe față este acum ochi pe dos, îl iau nelucrat.
Ochi pe față lucrat răsucit, ochi pe dos nelucrat. Ochi pe față răsucit, ochi pe dos nelucrat. Și merg așa tot rândul. Mă apropii de capăt de rând, am avut ochi pe dos, pe față, pe dos nelucrat, pe față și de aici vreau să încep să lucrez circular. Ca să lucrez circular, voi lucra împreună, pun un marcator să știu că este început de rând, îmi aranjez lucru să nu-l prind răsucit, să fie fața lucrului. Așa. Ultimul ochi de pe andreaua dreaptă cu primul de pe andreaua stângă le lucrez împreună ochi pe dos. Mai fac un rând cu andrelele de 2 și jumătate. Urmează ochi pe față. Îl lucrez răsucit. Ochi pe dos, îl lucrez ochi pe dos. Rândul acesta îmi permit să lucrez ochiul pe dos în varianta mea. De rândul viitor va trebui să îl răsucesc. Deci ultimul ochi rămâne ochiul de mijloc spate, nici nu contează. Deci am avut ochi pe dos, ochi pe față, mut marcatorul și de aici trec la andrelele numărul 3 pe care le voi folosi pe toată bentița. Ochi pe față, de aici trebuie să încep să răsucesc ochiul pe dos. Ochi pe dos, ochi pe față. Ochi pe dos, ochi pe față. Ochi pe dos, ochi pe față. Mai departe, un ochi pe față, un ochi pe dos, lucrați circular câți centimetri vă doriți pentru bentița voastră. Eu am lucrat bentiță în anchior, dar am acum pe andrele o bentiță care va fi la baza gâtului. Va fi un decolteu rotund. Pentru bentițele pe care vi le doriți lucrate cu elastic, un ochi pe față, un ochi pe dos, varianta aceasta de a începe cu elastic italian este chiar drăguță. Aceasta a fost scurta întâlnire pentru astăzi. Vă doresc ca de fiecare dată să aveți și spor și imaginație, să fiți iubite, dar să și iubiți. Vă pup! Pa, pa!